Vă salut pe toți cei care doriți să vă puneți minte la încercare. În clipul precedent v-am invitat să faceți un mic experiment și anume să încercați cu un băț de chibrit să acoperiți noaptea într-un loc întunecos o stea cu gămălia bățului. Adică să opriți în acest fel lumina care vine de la stea. Să revedem întrebarea. Iar întrebarea este, de ce, deși gămălia se vede mult mai mare decât steaua, ea nu poate să oprească lumina care vine de la stea? Dacă ați făcut experimentul, sunt sigur că ați observat că, într-adevăr, chiar dacă steaua este foarte puțin strălucitoare, chiar dacă abia se vede, nu putem să o acoperim cu gămălia chibritului. Pare că lumina stelei ocolește cumva gămălia și ajunge în ochiul nostru indiferent ce facem. Deci partea ciudată a experimentului este aceea că, deși steaua pare și practic este un punct, iar gămălia se vede mult mai mare decât steaua, gămălia nu poate să blocheze lumina care vine de la acea stea. De ce nu putem opri lumina stelei? Aproape toți ne gândim, când avem de-a face cu întrebări legate de observația unui obiect sau a unui fenomen, doar la obiectul respectiv, fenomenul respectiv, și uităm să ne gândim la ceea ce face observația posibilă, și anume la instrumentul de observație. Ca să observăm un obiect, un fenomen, orice, avem nevoie de un instrument de observație. Și acesta este parte activă a observației. Adică ceea ce observăm depinde nu doar de obiectul pe care îl observăm, ci și de instrumentul de observație. De pildă, un om și o pisică se pot uita la același lucru, dar nu vor vedea aceeași imagine, deoarece ochiul uman este diferit de ochiul pisicii, așa cum vedeți în desen. În paranteză fie spus, contează cel puțin la fel de mult și creierul, care face analiza semnalelor care vin de la instrumentul de observație, adică de la ochi în cazul acesta. Dar acum ne interesează instrumentul de observație și nu felul în care analizăm semnalele pe care le produce instrumentul de observație. Ei bine, în cazul nostru, fenomenul ciudat care apare în micul nostru experiment se datorează instrumentului de observație, care, așa cum am spus, este ochiul. Ceea ce se întâmplă este că, de fapt, putem să acoperim steaua cu gămălia chibritului, dar nu putem acoperi pupila. Priviți diferența între diametrul pupilei când ochiul se găsește în lumină și când ochiul se găsește în întuneric. Atunci când suntem într-un loc întunecos, pupila se dilată și devine mult mai mare decât gămălia chibritului, așa cum vedeți în acest desen. Și din această cauză nu putem opri lumina care vine de la stea. Este deci un efect care se datorează aparatului de observație, adică ochiului. Am primit un singur răspuns la această întrebare de la domnul Dumitru Antonie, care a făcut apel pentru a explica imposibilitatea blocării razelor de lumină cu gămălia chibritului la două fenomene din optică, și anume refracția, în cazul nostru refracția luminii stelei prin aerul atmosferei, și difracția luminii. Aceste fenomene există fără îndoială și au rolul lor în ceea ce se întâmplă în micul nostru experiment. Dar principala explicație este faptul că pupila este mai mare decât gămălia chibritului, deoarece, datorită acestui fapt, fenomenul ar apărea și în lipsa refracției și a difracției luminii. Și acum să trecem la întrebarea de azi. Azi vreau să vă prezint o întrebare pe care sunt sigur că o veți găsi interesantă, o întrebare de logică, de gândire, așa cum sunt toate întrebările din această serie de clipuri, o întrebare legată de două vagoane și o locomotivă.
Vreau neapărat să menționez că am întâlnit prima variantă a acestei probleme în anii 70 într-o carte a lui Valentin Rădulescu cu titlul Izbânda minții, carte care face parte dintr-o serie de cărți, toate consacrate întrebărilor de gândire, de logică, de perspicacitate, de spirit de observație. Nu fac reclamă nimănui, n-am nicio legătură nici cu autorul, nici cu vreo librărie online, dar vă recomand să citiți aceste cărți, veți afla foarte multe lucruri interesante și vă garantez că vă veți îmbunătăți scorul la testele de inteligență. Între timp am găsit mai multe variante ale problemei pe internet și am aflat că probleme și întrebări asemănătoare circulă de foarte multă vreme în reviste, în cărți și, bineînțeles, mai nou, pe internet. De aceea cred că nu încalc niciun drept de autor și pot să vă prezint problema sub forma unei întrebări din această serie. Este vorba despre două vagoane și o locomotivă care se găsesc în configurația pe care o vedeți în acest desen. Trebuie prin manevre ale locomotivei să schimbați locul vagoanelor V1 și V2 între ele, iar la finalul manevrelor, locomotiva să se găsească în același loc în care se găsește acum. Nu uitați, locomotiva poate atât să împingă cât și să tragă vagoanele, fie unul, fie amândouă. Precizez că în timp ce spre stânga voastră și spre dreapta voastră liniile sunt suficient de lungi încât să încapă pe ele locomotiva plus cele două vagoane, pe porțiunea notată pe desen cu P nu încape decât un vagon odată, iar locomotiva nu încape pe acea porțiune. Întrebarea este, deci, cum trebuie procedat ca să ajungem la configurația în care vagoanele și-au schimbat locul între ele, iar locomotiva se găsește în același loc în care se găsește acum? Succes și la revedere!